Locuitorii din Topana, județul Olt, erau terorizați de mai multă vreme de un taur. Animalul scăpase de sub control, distrusese mai multe culturi, însă miercuri a rănit grav și un localnic de 68 de ani. Bărbatul s-ar fi aflat pe câmp când a fost atacat de taurul furios și a ajuns astfel la Spitalul Județean de Urgență Slatina cu plăci și fracturi multiple de coloană vertebrală și de mandibulă. Animalul devenise de necontrolat, proprietarul nu-l mai putea stăpâni și chiar s-a ales cu mai multe amenzi din pricina pagubelor produse de acesta. Am fost sesizați de foarte multe ori. Polițiștii s-au dus la fața locului, au aplicat sancțiuni contravenționale proprietarului animalului, pentru că atâta prevede legea în momentul ăsta. Deci asta e singurul instrument legal pe care îl putem avea față de proprietarii de animale de genul ăsta. La câini e un pic mai diferit, dar ai alte discuții. Deci la animale de genul ăsta, singura sancțiune care poate fi aplicată este amendă proprietarului. Primarul localității, Gheorghe Barbu, a declarat că în ultimele zile s-a adresat tuturor instituțiilor și a solicitat ajutor, însă fără succes. Edilul ar fi apelat la toate instituțiile la care ar fi putut găsi sprijin, respectiv pompieri, jandarmi, prefectură, Direcția Sanitar-Veterinară, însă fără rezultat. Astfel, oamenii s-au văzut nevoiți să recurgă la samsari. Declarația inițială a edilului însă a fost că pentru a-l domoli, samsarii i-au tăiat picioarele animalului și l-au urcat în mașină. Dar proprietarul e un bărbat 60 de ani, cam senil așa, nu prea toate mințile. Adică astăzi am chemat niște băieți care se ocupă, samsoarele, zicem noi, l-au luat treia, l-au dus la abator. Au avut metode, cu topor, l-au tăiat picioarele și l-au urcat în mașină. Serios? L-au dus la abator, deci la ora asta cred că nu mai e nimic de el. Astăzi primarul, Gheorghe Barbu, însă și-a schimbat declarația. Și mi-au venit niște băieți de ăștia care cumpără animale și ăștia au o metodă cu sfor, cu ăla știu cum să-l prindă, l-au prins, l-au imobilizat și l-au dus la abator. El ne-a dus noi peste el și am insistat să-l vândă, să facă ceva, că dacă nu îi facem belele proprietarului, s-a speriat și la urmă a fost de acord să-l vândă. I-au tăiat picioarele? Nu știu, un nepot al lui proprietarului care e și ăla cu tot așa probleme la cap, ăla a spus că l-au tăiat, că l-au, dar nu e adevărat, am fost și am întrebat și am verificat, a zis că nu l-au tăiat, l-au legat bine cu sforile, cu alea, l-au făcut bine și l-au urcat sus. A fost un zvon așa și m-a speriat și m-am dus să văd așa și nu, zice că nu. Am vorbit cu vecinii care sunt normal la cap și au spus că nu. L-au legat, ei au avut metode, că dacă se ocupă cu așa ceva. Animalul era crescut pentru muntă, de aceea proprietarul nu ar fi vrut să îl vândă, însă în urma amenințărilor omul s-a văzut nevoit să cedeze și să dea animalul pe 2500 de lei, bani cu care nu acoperă nici cel puțin amenzile primite. Și asta în condițiile în care animalul cântărea aproximativ 700 de kilograme, deși omului i s-a spus că are 300 de kilograme.